Numele meu este Valentina, iar astăzi o să facem un challenge. Sunt aici cu Denisa, iubirea mea, mă rog, una din iubirile mele. În challenge-ul de astăzi vom face niște mărțișoare. Ideea mi-a venit când eram la muncă, trebuia să fac niște mărțișoare și am zis că pot să fac și un challenge pentru voi. Două challenge-uri. Sau trei. Ca să înțelegeți mai bine, am aici un set de cutii pentru cadou. Pui, brățări, cred că e mai mult pentru ceas și brățară. Se vede? Se vede? Așa. Ațe de mărțișor. Și un set de broșe. O să le împărțim în două și... Eu o să câștig. Și o să vedem cine o să facă mai repede mărțișoarele. Care termină prima, aceea câștigă. Dar acum să vedem cum o să ne descurcăm, pentru că... Haideți să împărțim astea. Bun, astea așa, mă rog, nu mai contează. Că oricum nu le folosim pe toate. Ți-am pus acolo. A, mi-ai dat? Ți-am dat, așa. Ok, astea așa. Bă! 3... 2, 4, 6 și cu 3 ale tale, tu ai 6, ok? Și trebuie să le terminăm pe toate? Normal. O, mâleu! Așa, acum să desfacem și asta. Uite, facem. Nu facem. Aduc o foarte... Nu, le luăm singură ca să fie și mai greu, știi? Și dacă am eu nevoie și ai și tu nevoie în același timp. Hai, bine, adu o foarte. Curăniță. Așa? Așa. Să vedem cine termină mai repede. Normal că țineți cu mine. Nu chiar. Haide. Bun. 3, 2, 1, start. Băi, dar tu le știi rostul. Da. Whisky, mă ajuți? Ok. Dar tu ești hoaț, nu-i corect. Te-ai gândit? Ia zici, ție mai degrabă bagi cuiu aici, în pernuța asta. Nu așa. Hai că te învăț, uite. Prima nu se pune. Da, mă învață și pe mine. Nu trebuie să fie funda perfectă, doar trebuie să fie fundă. Bine, deci la asta nu mă mai grăbesc, da? Pentru că eu nu stau pierzătoare, eu câștig mereu. Zici? Vezi că dacă nu stă și se mișcă, nu se pune. Nu? Înseamnă că ai pierdut. Dacă oricum, dai bulea tu și la Bogdan câștigai mereu și o să câștig și acum. Dar ai zis că tu nu pierzi niciodată. Păi oricum nu pierd, dar stai așa. Valentina! Așa arată. E, așa arată. Dacă ar focaliza. Ia. Ok, gata, ar focaliza. Cred, sper. Așa arată, dragii mei. Așa, perfect. Bă, dar cum le prinzi? Și fii atentă că eu... M-ai înjurat, nu-i așa? Da. De când am început challenge-ul, te-am pe tot în jur. Și o să zic acum abonații, ce poate să fac Denisa cu... Nici măcar nu m-ai prezentat la început de video, da? Nu te-am prezentat? Trebuia zici Instagram acolo. A, o să-l cum pun în descriere. Așa. Dar tu nici măcar nu faci fundă. Dar stai puțin, că eu am... defect din fabrică. Uite că eu pun cu mai multe degete, așa. Dar ce mai multe? Că apoi o să faci discriminare, pentru că am o super idee. Și o să o zic la sfârșit ce vreau să fac cu aceste mărțișoare, pe care noi le facem, practic. Îmi va face mie moațe. Nu chiar. Deși cred că era mai mișto ideea cu ce? Cu câte două ațe. Cred că se vede mult mai bine, având în vedere că este și cutia foarte mare. Exact. Vezi? Nu știu eu. Vezi că mai ai una. Nu. Ia să vedem. Stai că nu mai pot, m-am emoționat. Ok. Acum să vă arătăm ce a ieșit. Pe rând, da? Așa, una. A doua. Are fundă, da? Încă două.
Să nu zici că le-ai schimbat. Nu! Și astea au fundă. Ok. Acum trebuie să le arăți și tu. Desigur. Deja s-au stricat. Mă, nu s-au stricat. Și dacă ale mele nu or să fie mai frumoase. Prim. A doilea. Al treilea. Beyoncé o să vină și o să-mi cumpere aceste mărțișoare și... Nu mai zic. Ei, de pe ăsta nu vrea. Hai că mi-a dispărut portfoala. Hei! Paro! Hai bine. Arată-le și pe ultimele. E superbe. Acum spune tu, Denisa. Spune cine a câștigat. Whisky. Toate premiul Nobel pentru whisky. Pentru munca lui depusă, pentru a face aceste... Da, deci treaba e serioasă, eu am câștigat, era și normal. Da. Bogdan, cred că te simți. Știu cum e, acum am văzut și eu cum e să câștigi mereu Valentina. De data asta, că mai urmează și altele. Ce o să fac cu aceste mărțișoare? Cu aceste mărțișoare o să fac următoarea chestie. Le vom împărți pe stradă. Mămicilor, bunicilor. Pentru că este luna mărțișoarelor, m-am gândit să le împart pe stradă, pe cele făcute de noi. Bine, o să mai umblăm un pic. La lei. La lei. Și o să le împărțim pe stradă. O să fac și un video și o să vă arăt și vouă, să vedem reacțiile persoanelor respective. Cam atât și cu acest video. Cu voi a fost Valentina și Denisa. Dacă vă întrebați cine e micuța aceasta blondă și frumoasă și sexy, o puteți găsi pe Instagram. Primăvăruș Denisa. Ce nume frumos are! Primăvăruș de la primăvară! Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu și să-mi lăsați în comentarii părerile voastre despre acest video. Sper să fie pozitive. Stop hate! Vă super cuțulez! Ok, vă pam! Pe data viitoare!